În decursul zilei de azi a avut loc un accident de muncă grav la uzina de vagoane Meva din municipiul Drobeta Turnu Severin. Persoana se află în stare gravă la spital. Un bărbat în vârstă de 35 de ani a suferit astăzi un accident grav de muncă la uzina de vagoane Meva din Drobeta Turnu Severin. Acesta a fost prins sub un utilaj al uzinei. Bărbatul a ajuns în stare gravă la spitalul județean. A fost solicitat un echipaj de salvare și două mașini de pompieri. La uzina de vagoane Meva a avut loc un accident de muncă la un bărbat în vârstă de 35 ani. La locul solicitării a fost trimis un echipaj B2. Pacientul prezenta traumatism craniocerebral acut, traumatism frontotemporal stâng și escoriații la nivelul genunchiului drept. I s-au acordat primele îngrijiri medicale la fața locului, apoi a fost transportat la Spitalul Județean pentru îngrijiri suplimentare. Persoana a suferit un traumatism craniocerebral acut, dar și alte răni grave. Acesta a fost transportat de urgență la Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin pentru a primi îngrijiri suplimentare.